În următoarele zile, un front atmosferic neobișnuit de puternic, încărcat electrostatic, care generează multiple fulgere cu descărcare la sol, va ajunge și în România. Este același front care a produs peste 60 de morți în Europa în ultimele zile. Numeroase cazuri tragice legate de trăsnete au avut loc în Europa în ultimele zile. Au lovit un întreg stadion în timpul unui meci de fotbal, a lovit parcuri pline de oameni sau autostrăzi și bulevarde aglomerate din orașe. Același front atmosferic se îndreaptă vertiginos spre România. Este recomandat să fiți mai precauți în aceste zile. Dacă vedeți pe cer o acumulare rapidă de nori, nu e neapărat să plouă, încercați să vă îndreptați rapid spre casă. Dacă deja apar tunete și fulgere, mersul pe stradă devine un risc și e bine să vă adăpostiți urgent într-un magazin, parcare subterană, la metrou sau oriunde găsiți un adăpost, însă nu sub un copac, în parc sau în spații deschise. Dacă sunteți la un eveniment în aer liber, plecați de acolo. Dacă sunteți la serviciu și furtuna a început deja, mai bine rămâneți acolo câteva ore până când vedeți că cerul se degajă de nori. Din păcate, cu toții avem cel puțin un telefon mobil la noi care ne transformă în ținte în orice secundă. Specialiștii recomandă să urmăriți prognozele pentru a ști la ce oră încep furtunile.